Și aș vrea să-mi spuneți de ce timp de 6 luni atâta tăcere din partea PNL și de ce acum reacționați? Eu nu v-am văzut în spațiu public în cele 6 luni să luați poziție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Ploiești vis-a-vis de Termie. Tăcere din partea consilierilor PNL? Am spus din partea PNL în general. Bun. Ok. Din partea Partidului Național, că m-a surprins întrebarea dumneavoastră. Din partea echipei Partidului Național Liberal ați văzut o implicare extraordinară, dar aici nu vreau, și comentariile le fac de data asta ca cetățean și nu ca un politic, da? Și nu vreau să minimizez de nicio culoare și în același timp cuvintele de apreciere se adresează tuturor consilierilor locali, pentru că într-adevăr am, indiferent de partidul din care fac dumnealor parte, pentru că am văzut un efort conjugat al membrilor Consiliului Local pentru a găsi o soluție la criza cu care s-a confruntat Ploieștiul în vară. Efortul lor, repet încă o dată, întregii echipe a Consiliului Local, a fost acela de a realiza contra cronometru această societate, care societate să fie capabilă să livreze apă caldă și căldură ploieștenilor. Asta a fost miza, a fost o bătălie contra cronometru și eu nu pot să spun decât că apreciez din tot sufletul reacția lor. Ce să vă spun în același timp? Nu cred că ploieștenii au nevoie de circ. Chiar nu cred că au nevoie de conferințe de presă de dimineața la prânz și seara. Chiar cred că în acel moment în care apare ce curgea în fiecare casă, ploieștenii aveau nevoie de apă caldă. În același timp, în momentul în care a început să se răcească vremea, pentru că îi vedeam pe oamenii ăștia care au stat zi-noapte pentru ca toate procedurile alea administrative să poată fi îndeplinite, acte și așa mai departe, că știți că normal sunt niște pași legali care trebuie urmați, nu cred că mai aveau nevoie de vorbe, aveau nevoie de fapte. Iar echipa de consilieri a preferat să muncească. Alții au avut tip de conferințe de presă. Dumneavoastră personal nu puteați media, nu știu, să interveniți în tot acest conflict între Consiliul Județean și Primăria Ploiești pentru binele ploieștenilor? Absolut toți colegii mei vă pot confirma un singur lucru, că am fost lângă ei, printre ei, împreună cu ei și le-am stat la dispoziție în orice au avut nevoie. În același timp, vă dați seama, e un dialog instituțional pe care eu l-am respectat. Dacă vă referiți strict la un dialog cu domnul primar, dânsul m-a blocat pe telefon, deci mi-e foarte greu să comunic informat. Nu ați înțeles întrebarea. Public, nu am făcut lucrul ăsta din respect, în primul rând, pentru ploieșteni. Nu cred că aveau nevoie de spectacol. Și în plus, și aveau cine să le ofere, practic, zi de zi, de cam de 5-7 ori pe zi. Apropo tot de Termie, dacă puteți să-mi confirmați că 3 dintre consilierii locale au fost citați la DNA în problema Termiei. Și este vorba de domnul Sârbu, domnul Aurea și domnul Frusina. Am fost convocați, dar am fost convocați referitor la probleme ce țin de tarif, referitor la puterea de HCL 60 din 2022. Mai exact, dacă puteți să detaliați puțin, care este problema? Nu, la procurator, la poliție. Întrebarea am fost citați în calitate de martor. Și o surpriză că n-am auzit. Am fost citați în calitate de martor. În calitate de martor? În ce? Mai exact. Referitor la acea hotărâre de Consiliul Local. Mai departe, nu știu dacă îmi permite legea să vă spun ce am discutat acolo și ce n-am discutat. Nu. Să spui care era HCL-ul. Exact, da. HCL-ul referitor la tariful, ultimul tarif aprobat pentru Văria, cel de 650.